Expoziția intitulată sugestiv O istorie dulce, găzduită de Muzeul Județean Olt, reunește 350 de cutii și ambalaje ale dulciurilor românești, vândute între anii 1900-1980. Inedita expoziție a fost realizată cu ajutorul fraților Cristian și Mihai Dumitru, cei care au inițiat Muzeul Jucăriilor. Este o expoziție, să zic, începută de noi prin anii 90. Expoziția, nu colecția, a începută prin anii 90. Când tot adunând jucării, am gândit că dulciurile au fost un moment fericit al copilăriei și al copilăriei românești și am început să adunăm și cutii, cutiuțe de bomboane, de prahar, de biscuiți, cam tot ce găseam aruncate în spatele blocurilor, în casele demolate și astfel a luat ființa această mică colecție care s-a extins. Cei interesați pot afla cu ocazia acestei expoziții o serie de informații interesante despre dulciurile de altă dată, dar și despre preferințele din secolul trecut ale slătinenilor. Noi am gândit această expoziție legând-o de faptul că ciocolata astăzi este un deliciu care este accesibil populației, oamenilor tuturor categoriilor sociale. În schimb, în trecut, ea era doar destinată doar aristocraților, familiilor nobiliare. În această expoziție a venit și Muzeul Județean cu câteva facturi de dulciuri care să arate ce fel de delicatesuri se comercializau în slatină, în magazinele de profil. Oltenii pot trece pragul Muzeului Județean pentru a vizita expoziția O istorie dulce până la mijlocul lunii septembrie.